Acesta este un tutorial de schimb valutar online. Pentru acesta vizitați site-ul bancatransilvania.ro. Aici în colțul dreapta sus o să folosesc prima opțiune Login BT24 cu SMS/token. Trebuie să introduc username-ul sau ID-ul și parola pentru acest cont. Apăs butonul OK. După aceea primesc pe telefonul mobil încă un cod, o parolă. Parola aceea e introdusă în acest câmp și apăs butonul OK. După aceea putem observa că avem două conturi, un cont de lei, soldul online. În acest cont este de 1,69 de lei, iar în contul de euro, în această poziție, soldul este de 134 de euro. Pentru a transfera acești bani în lei, schimburi valutare va fi folosit. Selectăm vânzare pentru a vinde suma din euro. Valuta este euro. Din contul de euro vindem suma în contul de ron, adică lei. Ca și sumă vândută, în câmpul acesta, putem, de exemplu, copia toată suma disponibilă în euro. Îl copiez înapoi pe pagina de schimburi și îl atașez în suma vândută. Paste, așa, șterg acel spațiu liber. După aceea, continuă pentru procesare. Apăs butonul acesta. Continuă pentru procesare încă o dată. Acesta. Pe telefonul mobil iarăși primesc încă un cod de siguranță, îl introduc și apăs butonul semnează. După acesta, tranzacția a fost încheiată. Pe pagina principală putem verifica soldul în lei. Acesta conține 593 de lei, iar soldul în euro conține 0 euro, deci această sumă a fost transferată în contul acesta de lei. Aplicația se poate închide după acesta, apăsând butonul OK, și se poate închide toată pagina site-ului Băncii Transilvania. Atât, mulțumesc, la revedere!